Salutare prieteni și bine v-am găsit la o nouă serie de Farming Simulator 17 România, cu modul românesc și cu UTB-uri, cu tot ce este românesc pentru Farming Simulator 17. Suntem pe harta, să spun să mă uit că de fapt The Hill of Slovenia. Deci suntem pe mapa The Hill of Slovenia. O găsiți și voi pe FS17 mod și na, faceți voi cumva rostul de ea dacă chiar o vreți. E o mapă foarte mică, na, eu am descărcat-o pentru UTB, na, niște unelte mai mici și utilaje mai mici și trebuia o harta mai mică. Terenul destul de bunișoare pentru un UTB și uneltele lui. Bun, o mapă foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Acum avem niște animale venite cu tot cu hartă. Da, animalele jocului doar că erau deja cumpărate. Avem 5 vaci, parcă, se spune, era. Animale. Avem 3 vaci, 3 porci și 8 oi. Deci, mie în fiecare zi îmi pierd câte 3 animale pentru că nu le dau de mâncare. Nu le dau de mâncare pentru că acum am foarte multă treabă, trebuie să ar. Și plus că joc cu anotimpuri, deci suntem în anotimpul de primăvară, în data de 3 și după cum vedeți voi aici, unde era. Bun, deci de pe data de 1 până pe 9, eu trebuie să seamăn ce am de semănat. Bun, deci de pe 1 și de până pe 9 pot să semăn grâu, deci eu acum trebuie să bag grâu până pe 9. Și acum am aprins cu aratul, cu fertilizatul, mai multe treburi. După aici, la anotimpul de toamnă, deja trebuie să recoltăm. Deci, scrie aici, harvest seasons și planting season. Aici scrie planting season cu verde, adică durata, timpul de creștere sau... Na. Mai sunt aici niște treburi, aici nu mă bag, eu doar aici am treabă. Bun, acum hai să luăm și noi o remorcă. Să luăm o remorcă de asta pentru animale. Nu știu dacă sunetul e bun. Bă, dar e prea mult. Bun, așa. Sunetul este până așa, era dat prea tare. Trebuie să luăm o remorcă ca să ducem animăluțele. De fapt, să le ducem să le vindem. Pentru că eu acum n-am ce faci cu ele. Deci, diverse. Cumva, nu, da, nu cred că e asta. Bă, dar ce-s cu modul ăsta? Din modul ăsta nu știam. Am ultima versiune de joc descărcată, Platinum Edition 1.5, nu știu cât. Și văd că are foarte multe DLC-uri venite cu tot cu joc. Dar nu găsesc astea de animale, cum îi spune, animale. Da, uite că am găsit aici, o luăm și noi, o închiriem, nu o cumpărăm că n-avem ce faci cu ea. Și acum să ne ducem să vindem porci și găinile o să le las. Da. Poate este din FS 19 sau fost din FS 17, acum este din FS 19. Da, sunt foarte multe chestii. Nu m-am mai jucat de foarte mult timp. FS 17 și nu mai știu cum stă treaba cu uneltele, cu tractoarele. În fine, hai să mergem cu TB-ul să luăm remorca aia. Bun, hai că luăm frumos așa. Cel mai nașpa la volanul meu este că nu am force feedback în pedale, nici în volan. No, dacă n-am force feedback în pedale, trebuie să mai am în volan. Nu am force feedback, adică pedalele sunt fix ca tastatura, asta e cel mai nașpa. Și la fel, volanul are un pic de zonă moartă și mă cam... displace să mă joc Euro Truck Simulator 2 sau PS17. Da, până te obișnuiești un pic, după merge foarte bine. Mergem să luăm asta, dar unde e? Că văd, nu văd pe cea. Uite-o acolo. O să mai am lag din când în când. Eu acum am 35 FPS-uri, chiar poate ajunge până la 40,
Uite, acum am scăzut pe prețurile, nu știu de ce. Și văd că face și tractorul aiurea. Asta este din joc. Uite, acum am 40 FPS-uri. Extraordinar. Pardon. Deci stai să cuplăm și noi așa. Am văzut că are jocul un bug. În toate versiunile care le-am avut până acum, când prind un pic mai viteză, bag un pic mai viteză, face tractură lagă, adică nu știu, se întrerupe așa ceva aiurea. Nu știu, poate este un bug de la joc sau ceva este. Să facem aici, să semnalizăm frumos, oricum nu cred că, de fapt, trafic avem, dar nu avem prin zona asta. Uite aici, drumul ăsta de țară, făcut ca lumea, deci, faină harta. Și aici un drum făcut cu plugul sau cu ce e făcut acolo, ăsta e că e semnalizat. Și dacă te duci pe drumul ăla, vezi cum face tractorul, super fain. Trebuie să dau și o minimapă. Așa. Prima dată o să vingem Porsche. Hai să mergem la Porsche. Să vingem Porsche, să vedem cât luăm și pe Porsche. Eu știu, poate luăm vreo... Cât Porsche am? Vreo 3 Porsche am. Sau... Da, 3 Porsche am și... Poate și vreo 5.000 de euro pe... Băi, dar ce dreapă? Uite, aici avem combina noastră frumoasă, care trebuie să iau header-ul, că am uitat la magazin. Acum, unde să bag eu remorca asta? Trebuie să o bag cumva cu spatele acolo, ia să încercăm. Opa, așa. Cu spatele frumos. Ia, dacă dăm acum un air. Gata. Bun, încărcăm. Am încărcat 3 porci. Confirmă. Chiar vrei să încarci 3 animale în vehicul? Da. Și unde le vând? Bă, stai la că... Eu le-am încărcat aici, dar unde le vând? Vă să mă uit după aia. Hai să vedem dacă putem încărca și... vaci. Unde este de la vaci? Nu-l găsesc. Nu văd nicio vacă în țarcul ăla. Nu știu cine e de jos. Am zis vacilor, numai vacilor. Să ne uităm. Vaci. Trei vaci avem. Număr de... Aici avem oile. Dar unde-s vacile? Stai un pic, stai. Unde apare aia care se încarcă animale? Deci, selectăm aici la vaci și dăm vizitează. Vaci unei oi. Zero vaci, unde sunt vacile? Deci mie îmi spune că am vaci și de fapt n-am. Nu se află nicio vacă aici. What the fuck, man? What the fuck? Asta și e asta. Vinde. Eu de aici am... să de aici se vindea. Confirmă. Pa. Bun, deja am vândut vacile. Să se vadă că mai am vreo vacă. Deci mai am nicio vacă. Și porcii tot de acolo, deci eu am luat remorcă doar ca să-i moț sau să fac ceva. Bun, număr de oi de ținut. Trebuie să mergem și la oi să le vindem. Unde-s? Uite aici. Bă, da, aici e o încurcătură sau ce? Și nu-mi dau seama. Vinde. Bun, am vândut, confirmă. Perfect, acum unde duc porcii? Dacă mă uit aici, s-ar putea să găsesc. Ia. Deci aici au fost porcii. Mergeam de animale. Deci s-ar putea aici să meargă.
Mergem de animale la magazin. Bun, hai să mergem la magazin. UTB-ul nostru frumos. Acum stai că nu mai știu cum să iau. Da, tot în fază. Pas, setăm și noi viteza la 3. Asta la 15 km pe oră, 15 km pe oră. Ia uitați-l. Deci, numai UTB-ul ăsta l-am găsit. N-am alt UTB, mai am ăsta, ăla l-am cu 445. Dar ăla era mai frumos dacă era decapotabil. Arăta mult mai fain. Și încă o problemă ce are tractorul ăla. Acum, uite, uitați bagul ăla care vorbisem. Încă o problemă care are tractorul ăla UTB 445. O ia prea repede de pe loc, adică nu știu. O ia prea repede de pe loc față de slant. Asta o ia mai greu, așa, mai frumos, mai lin. Ăla o ia țavă, zici că e BMW. Mergeam de animale, acum să trag și o remorca cândva pe aici. Dar nu cred că e aici. Stai, unicul comerciant de animale, să mă uit eu aici. Mă sună altă parte, cumva. De animale, nu. Nu e asta, nu e asta, nu e asta. Să zic la parcele. A unde, mă, animalele? Pășuneoi. Nu, comerciant de animale. Vizitează. A, deci fix aici. Apăsăm un R, nu merge. Apăsăm R și R, tot nu merge. Ba, merge acum. Te dăm vinde, după confirmă. Chiar vrei să vinzi 3 animale porc la prețul de 5.000? Bă, dar porcul chiar se vinde la lumea. Că 3 porci, 5.000 și 3 vaci mai ieftin. Trebuie să lăs și remorca dacă tot am venit. Bun, ne dăm jos, o decuplăm, dăm aici un R și dăm înapoi. Ok, deci acum să vă prezint costoarea mea, care recent am cumpărat-o, costoare manuală, la fel mod. Am văzut un singur bug aici, acum nu știu ce bug-uri eu mai avea, dar am văzut eu un bug de aici, deci această țeavă a intrat în roată. Da, asta este un bug al aspectului. Deci la fel avem asta neconectată acolo în roată, dar în rest este fix ca cea din viața reală. Aici avem head-ul pe care trebuie să vin cu combinuța să-l iau. Acum hai să ne ducem la fermă. Hai. Mergem la fermă. Să vă arăt celelalte unelte, utilaje. Bun. Nu uitați că în descriere aveți canalul lui Răzvan, intrați acolo, vă abonați, dați un like acolo la videoclipurile lui. Și dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați like, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Să vedeți mai multe videoclipuri cu PS17 România. Hai că aici am cam trășat-o pe că am dat 30 la oră pe drumul ăsta. Dar de ce faci așa de șlump? În fine, hai să ducem înapoi UTB-ul nostru. Îl băgăm acolo să vedem dacă încape acum. Perfect. Bun. Ne dă jos din tractor. Deci, ăsta îl știți. Universal 650 diesel. Aici avem universalul 550, deci nu 450, 550 DTC. Intrăm un pic în el, dar, bă, dar nu în ăsta. În ăsta vreau. Fac. Așa arată în interior. UTB acolo scrie pe volan. Foarte simplu, dar îmi place foarte mult sunetul de la el.
Ați auzit și voi, și când merg, atunci ca la un UTB, sunet de UTB. Era bun dacă sunetul de la tractorul ăsta era la tractorul ăsta la încina, era mai bun așa. Acum am să vă arăt greblătoarea. Încă nu am găsit o greblătoare românească. Dar cum e asta? Stai că nu înțeleg. Nebunia aia de acolo e greblătoare. Sau asta? Deci nu înțeleg ce e aici. În fine. Aici o găină albă care stă să facă ouă. Uite, încă un ou pe aici. Aici avem niște baloți. Nu au mai fost buni și am depozitat acolo. Aici avem două pluguri. Cam murdare. Avem balotiera. Welger. Sau Welger. Welger. Avem aici fertilizatorul. Așa, frumos mod. La fel asta mod. Iarăși fertilizatorul care nu este mod. Trebuie să găsesc un mod ceva mai românesc, mai vechi. Și aici avem semănătoarea românească de porumb de astea mai rădăcinoase așa. Și parcă mai avem eu, da, acolo. O să vă arăt cultivatoarele. Avem aceste două cultivatoare pentru UTB-urile mele și semănătoarea asta care e full. Mai am un disc, dar nu e cumpărat. Stați să vă arăt aici în shop. Unde e? Cultivatori, cultivatori, cultivatori. Aici cultivatori. Mai am discul ăsta, dar nu prea îmi place așa ca, nici ca aspect. Nu-mi place, deci. Și ăsta e fain, doar că mai mult m-a atras ăsta. Eu ăsta l-am descărcat când zic, asta e perfect pentru UTB, dar în mod acolo la descărcare nu scria pentru câți cai necesită pentru discul ăsta și când am văzut aici 160, deci nu e bun pentru UTB. Bun. Băi, prieteni, cam asta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să continuăm această serie de FS17 România, cu modul românesc. Uite, avem aici remorcuța, hai nu șag. Și să intrați în linkul din descriere să vă abonați la canalul Răzvan și până data viitoare v-am salutat! Acum avansă tare pe accelerație. Mașina asta e unică, nu găsești comparație. Scoate 407-le, ne vedem pe stradă, trage bine. Și pe uscat și pe zăpadă.